Ziua Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean organizează, așa cum bine v-ați obișnuit, Ziua Porților Deschise, o manifestare prin care, așa cum spune și numele, vă invităm să fiți alături de noi, să cunoașteți o parte din secretele meseriei de polițiști și activitățile pe care polițiștii le desfășoară și, de ce nu, să vă convingem să veniți în rândul polițiștilor. Dumneavoastră, cei prezenți aici, să fiți schimbul nostru de mâine. Vă urăm să aveți o zi cât mai bună cu ocazia Zilei Poliției. Poftiți! Așa i-au întâmpinat polițiștii pe giurgiuvenii care au asistat astăzi la Ziua Porților Deschise, organizată la sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Bulevardul CFR. Cei mai bucuroși au fost copiii care au studiat cu interes armamentul din dotarea polițiștilor. Ăsta este pistolul mitralier, Kalashnikov-ul, da? Cum îi ziceți voi? Uite, luat, ia-l ușor, ai grijă că este greu, da? Și să nu vă loviți. Ține-l bine, da? Cum e să ții în mână o armă? Pot să o țin pentru că este foarte ușoară. Ai mai ținut până acum? N-am mai ținut niciodată. Știi cum se numește? Este cu mitralieră. Și de ce îți place? Dă și mie, băi! Dă și mie. Cel mai mult îmi place luneta. De ce? Pentru că are o, se ochește ținta cu ea. E foarte frumos. Orlando! Ai mai ținut până acum? Nu. Știi cum se numește? Nu. Orlando, te-ar plăcea să devii polițistă? Da. De ce? Orlando, dă-și mie un pic. Păi, asta chiar nu știu. Dar îmi place. Fiind o zi în care au răspuns întrebărilor curioase ale elevilor, polițiștii i-au invitat pe cei mici în birourile lor. În interior au vizitat standul amenajat de Serviciul de Prevenire a Criminalității, după care au intrat în biroul unde se preiau apelurile la numărul unic de urgență 112. Niciodată vă rog să nu apelați la serviciul 112 dacă nu aveți o urgență și o problemă, cu adevărat. Pentru că, în acest caz, cei care apelează ilegal Serviciul de Național pentru Apelul de Urgență 112 sunt sancționați contravențional. Deci, la 112 apelați numai când aveți o problemă. Ce ai văzut tu acolo în încăpere? Un loc unde polițiștii primesc apeluri? Da. Ce fel de apeluri primesc polițiștii? Incendii, furturi sau o problemă de sănătate. Și la ce număr sună cetățenii? La 112. Ai sunat vreodată la 112? N-am sunat. Dar știi să apelezi? Da. Următorul punct din itinerariul elevilor a fost laboratorul în care se află detectorul de minciuni, ocazie cu care au aflat cum funcționează acesta. În momentul în care eu pornesc programul, laptopul, da, îi pun niște întrebări. El nu va răspunde la întrebări cu da sau cu nu. Dacă omul spune adevărul, aparatul nu înregistrează nicio modificare în funcțiile corpului lui. Dacă omul nu spune adevărul, aparatul înregistrează niște modificări în corpul omului care îmi sunt mie transmise pe ecran și eu le văd. Tot în cadrul serviciului criminalistic, vizitatorii au pătruns în biroul în care se identifică amprentele. Nu este cum o vedeți dumneavoastră prin filme americane în care se încurce o amprentă și imediat spune mergi, deci de găsit. Totdeauna intervine dactiloscopul care se uită dacă acea formă a desenului papilar corespunde cu posibilii candidați dați în partea de jos. Și în acest an atracția celor mici a fost câinele polițist, Der. Cum ți se pare câinele polițist? Frumos, inteligent, adorabil. L-ai mai văzut până acum? Da, am mai văzut pe la televizor. Ce știi tu că fac câinii polițiști? Caută infractori, caută indicii. Cei prezenți au asistat la mult așteptatele exerciții demonstrative, Der fiind protagonistul unora dintre ele. Persoana din autobuz.
Manifestările ocazionate de celebrarea Zilei Poliției Române vor continua miercuri 25 martie, zi în care se împlinesc 193 de ani de atestare documentară a Poliției Române.